cel mai important lucru rămâne ca noi să fim la ora jocului, v-am spus, într-o formă cât mai bună, să nu facem greșeli, să nu facem greșeli defensive și eu sunt convins că rezultatul va fi de partea noastră. V-am spus, voluntarul vine pe un fond de încredere după ultimele rezultate, însă și noi trebuie să răspundem, v-am spus, în aceeași măsură, cu agresivitate, cu multă concentrare la acest joc, ca după cele 90 de minute să ieșim învingători de pe teren. Este o responsabilitate. Mă bucur că o să pot să port banderola și sper să pot să motivez coechipierii. Cu siguranță va trebui să dau la fel cum am dat până acum 100% și sper că și ultima dată când am fost capitan, singura și ultima dată, am câștigat acel meci, așa că și acesta sper să-l câștigăm.